Pene bai cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți... Astăzi pe Mind City, eu și Ganicus l-am inițiat pe noul membru al mafiei castraveților cu care vom face o grămadă de lucruri șmechere. Este vorba despre capibaraul Rodby. Apăsați like chiar în acest moment. Merch nou pe ihateping.ro. Dacă vă place Mind City-ul, nu uitați să vă abonați la canal pentru că avem planuri șmechere pentru viitor. Deci de câte ori trebuie să-ți explic, bebe nociv, că tu trebuie să pleci de aici, să nu mai stai aici, ok? Oh. Păi să-l dai afară, vorbeai cu bebe nociv să-l dai afară de la locul de muncă? Da, da, pui mei, pentru că nu mai mă înțeleg cu el, nici ca benzinar, nici ca polițist nu mai mă înțeleg deloc cu el. Da, păi, nu e bine, trebuie să fie înțelegere la locul de muncă, da, cred că... Pe asta zic. Vorbim cu Luca și își dă demisia bebe nociv, nu știu ce să zic, da. Bă, Gani, bă! Bă, deci eu am venit la tine, ia uite ce am eu pentru tine, ia uite, perle. Opa, câte sunt, ia să vă, 14, deci 14. Trebuie să-ți dau 7. 7 năsoși, Gani, că nu mai avem benzină aici, să mă bată hamsterii. Bă, știi ce, dar trebuie să dai bani, uite, de aici, din chestul de aici, că... Păi normal, nu dădea de la mine, ce ai? Păi da, asta ziceam și eu, facem și noi cumpărături pe firmă, că e în interesul firmei, nu? Că doar trebuie să faci benzină. Păi normal, e interesul, exact, stai să pun aici, în ăsta, ca să... Și pe ce vrei să facem ceva anume? Da, fii atent, aveam o treabă foarte, foarte importantă cu tine. Stai așa să găsesc niște chestii. Apropo, nu te uita. Aoleu! Nu, am vorbit eu cu cineva și l-au luat pe bebe nociv de aici. Da. L-au luat și l-au cărat în altă parte, da. Auzi, Măgane, fii atent că există o mică problemă. În primul rând, aici cred că e stricată asta. Deci eu știu că tu ai o țeavă pe dedesubt, nu? Da, nu știu, a venit cineva și a scos țeava aia, dacă nu știu ce s-a întâmplat. Nu, cred că gen am fost eu din greșeală, am spart din greșeală ceva și n-am mai știut să pun posibil la loc. Și ideea e că, uite, țeava e acolo, dar... Aoleu, a căzut ăla până jos. Așa. Da, acum trebuie să pun astea din nou, că nu se mai conectează. E o bătaie destul de mare de cap până se conectează. Deci, eu am stricat și am pus fix la fel, dar mi s-a părut că nu e la fel, nu știu. Adică așa era, nu era așa, nu? Așa era, că altfel n-ai cum să faci să nu se bată. Really? Păi eu asta zic că se vedea. Oricum, Ganicus, deci fii atent că eu am venit la tine că vreau să vorbesc ceva cu tine. Ia zi, hai până la primărie, era zi, la poliție aici. Mă, la poliție, eu voiam întâi să-ți arăt, fii atent, vină încoace cu mine, aruncăm 10 secunde o privire undeva și după aia îți vorbesc despre rugby, da? Rodby, ce-i cu el? Bă, că e la Pârnaie acum, e la... Știu că e la... Aici. Știu că e la Pârnaie, dar fii atent, intră aici. Aha. Și coboară ușor. Mă, care a uitat, mă, să închidă astea de jos. Așa. Bun, asta este noua baza castraveților, Ganicus, și... Da. Wow, știi păcănele. Că... Exact, noi am pus păcănelele astea pentru Rodby aici și ideea e că eu voiam ca noi să-l băgăm și pe el în mafia castraveților, să fim 5. Și o să-ți zic după ce îl băgăm și pe el planul meu pentru ce o să facem săptămâna viitoare. Și dacă te bagi o să iasă foarte mișto. Deci, ce zice, l-aducem aici să-i facem inițiere? Ar trebui să-i facem, dar ar trebui să-l mai învățăm puțin. Că omul meu parcă are probleme la cam, nu știu ce se întâmplă. Bă, e un pic cam leneș, dar poate dacă îl băgăm în mafia castraveților și îl includem în chestiile noastre, poate gen o să... Poate cum îi zice, poate o să se apuce revină, de treabă sau, da, nu știu. Tragem și noi de el mai tare și aia e, nu știu ce să zic. Opa. Da, ce să zic. Ce faceți, mă, băieți? Suntem și respect. Am fost și noi la spovedanie acolo. Privim și noi stelele. Stele, da, uite, sunt frumoase stelele în seara asta, da. Da, adevărat. Mă, Marius Costin. Mă, tu nu trebuia să fii la zoo, mă, pentru ce te-am plătit? Păi stai că am venit să-mi iau, nu mai aveam mâncare și nu mai hrănit astăzi. Păi dacă nu te văd acolo, cum să te hrănesc? Vrei să cumperi cărți? Du-te la mall. Sunt cărți acolo pentru tine, Marius. Hai. Mă duc să le fur. Nu, ce? Vezi că știu câte erau. Să le cumperi. Să le cumperi. Vezi ce faci cu știne. Ai grijă. Ok. Mă duc să le cumpăr dacă e. Exact. Bun, hai să vorbim cu Rodby. De ce ai să furăm niște cărți cu știne? Eu zi. Hai să mergem. Băi, stai așa, mă. Ăștia nu mi-au furat porcul la un moment dat, mă, Ganicus? Nu știu. Băi, eu știu că, deci, mi-a furat cineva porcul și zicea, cum îi zice, Nocivanu, că i-a văzut pe ei doi, că voia, sărmâna Flavia, sărmânușițele Maria, Ana, așa. Las-le, dă-ne-n pace. Rodby, alo, Rodby. Ia uite-l cum stă în pârnaie. M-am stricat la stomac, ce faceți?
Bă, da. Ce facem mă? Da. Bă, Rodney, vezi că tu trebuie să-l desfunzi. Dacă îl umfunzi, tu trebuie să-l desfunzi. Ce mâncare mi-ați dat aici? M-am stricat la stomac. Păi ce mâncare ți-a dat, mă? Fă-ți un duș. I-am dat hamburger de ăștia, i-am dat de mâncare, de toate. Haideți că m-am spălat pe mâini. Mituire fără acte, hărțuire. Ia uite că te-ai făcut, mă, Rodby. N-am făcut nimic, îți jur. A fost o minciună totul. Ai că a fost. Da, de vina da, primarului. Bine, Rodbar Alexandru. Hai. Auzi, Rodby, vezi că noi am venit aici cu o chestie pe care vrea să-ți o zică Pink. Da, hai, vină cu acel Rodby. Păi hai să te scoată Gani cu afară și o să mergem. Păi ieși afară. Aoleu. Bă, ăsta nici să nu iasă nu vrea. Da, te-ai împiedicat de ușă. Da. Bă, Rodby, bă. Deci, hai să luăm prima dată un loc aici la masă, că eu și cu Ganicu să avem ceva de discutat cu tine. În cealaltă parte Rodby, așa. Da. Așa. Bă, nu știu ce se întâmplă cu tine. Ești așa, parcă cam aerian, cam leneș, cam... Păi, te uiți pe fața mea, adică... Mă uit la față. Ceva probleme. Păi și eu voiam să fac o chestie, voiam să te implic în ceva frumos, dar nu știu, parcă am așa gen... Păi am nevoie de un job, ceva, să produc și eu, mă simt trist. Păi job, bun, ce vrei să produci? Bani, năsoși, vreau să fiu... Păi și la muncă. Păi nu aveai magazinul ăla? Nu, păi l-a vândut. Trebuia să-l vând, dar m-ai băgat la închisoare. Păi te-am băgat pentru că nu aveai acte. E vina primarului și-ți promit. Puneți actele la punct. Așa. Puneți actele la punct și poți să-l vinzi după. Păi vorbește cu primarul care a plecat din oraș de nebun. Da, nu știu ce se întâmplă cu primarul, nu știu unde a fugit. Da, iurea situație. Bă, Rodby, nu știu, deci... Dar să știți că au fost camerele aia, că la mult sunt camerele când mi-a dat magazinul, adică chiar păi nu l-am furat. Păi bun, și contractul unde e dacă au fost camere? Nu știu ce a făcut domnul primar cu el, mă jur. Sunt camerele, ca și spus el, că nici pe care nu-i nevoie de contract, că sunt camerele astea și văd. Am înțeles. A, deci te-a făcut o schemă din aia românească, frumos, elegant. Da, da, da. I-a tras banii pe dreapta și Rodby a rămas cu buza umflată. Da. Eu zic că ANAF-ul să ia un pic de măsuri. Ar trebui controlat puțin și domnul păi primar. Păi cum, ANAF-ul, că domnul primar nici nu cred că m-a pus să colectez taxele. Eu mă ocup acum doar de bancă. Păi eu cred că a gândit-o, eu cred că e o chestie infracțională pentru domnul primar să tragă bani pe dreapta, să facă chestii. Domnule Fric, să știți că putem să facem o intervenție la domnul primar. Nu putem, că domnul primar e tot de-a nostru. Da, corect și asta. Da. Bun, cât de-a nostru. Bine, Rodby, fii atent. Deci, fii atent. Înțelege că aici în Mind City sunt diferite grupări, da? Ai grupări rele și grupări bune și sunt mafii și chestii de genul ăsta, sunt da? Mafii? Da, nu ți-aduce aminte, dar tu nu erai mă când l-au dat afară pe Sami? Nu eram. Da, el zice că s-a lepădat de mafie, dar stai seama, nimeni nu-l crede. Lumea e așa, gen, e un open secret că el este de fapt încă mafiot. Ideea e următoarea, că eu și Ganicus suntem și noi parte dintr-o grupare. Tot așa mafiotă, poți să mă răzbun pe domn primar? Nu. Nu neapărat. Nu, că și domn primar e în gruparea noastră, nu suntem știam mafioți. Știam eu că e un infractor. Nu suntem mafioți, nu, mă. Nu, suntem bărăi, ce n-ai înțeles? Suntem o grupare bună. Noi facem doar lucruri bune. Înțelegi, Rodby? Ok. Ajutăm deci, bătrânicile să traverseze la trecere din astea. Da, i-am dat 100 de diamante lui Bobo. După mamă, care diamante da. Gratis, da, sunt interesat. Sunt da, nu, fii atent că, nu, că dacă intri trebuie să faci și tu cadouri. Nu te gândi că primești. Nu, bun, fii atent. Dacă intri, noi am jurat că ne ajutăm unul pe altul. De exemplu, dacă Ganicus are nevoie de târnăcopul meu, îl primește și minează cu el cât vrea, atâta timp cât eu nu am nevoie păi de el, știi? Adică dacă îți pierde târnăcopul? Bine, îl plătește, îți dai seama că na. Păi nu da. N-are casco? N-are casco, de unde e casco? Că nu există asigurări, s-a terminat cu asigurarea, gata. Doamne, n-avem asigurări până oraș, e da. Durere. Păi cine să tot țină, mă, cont de toate? Voi vreți să fie acum așa asigurări și... Bine, na, bine. Ideea, Rodby, este că înțelege că în gruparea asta sunt eu, Ganicus, Carina și cu Luca deocamdată și avem nevoie de a cincea persoană, da? Și cum... De ce te urci pe masă cu labele murdare? Dă-te jos de pe masă, așa. Dacă domnul Adi mă scapă de amendă, eu sunt de acord. Păi n-ai plătit-o deja? Nu, păi n-are bani, de unde, sunt ping. Sărac. Pa, cât îți costă mă amenda? Faci. Bine, amenda nu mai dai. Cât? De năsoși. 50 de năsoși. Da.
20 pentru una, 20 pentru una și 10 pentru alta și se adună, ce să mai. Bine, Rodby, dacă ești de acord să te alături grupării noastre și să fii pe veci loial, Ganicus o să uite de amenda aia. Ce zici? Fac eu o schemă. Accept, nu mai vreau să plătesc bani, nu am, sunt sărac. Asta vreau să văd. Mă, dar trotuarul ăla tot trebuie să-l mai faci, să știi. Nu. Da. De asemenea, trebuie să nu mai iei la bătaie fetele de pe server. Văd că ești... E bine că mi-ai intrat în casă. Era casa ei. Că, nu, ți-au luat, nu știu, mea, nu știu de ce... Meu. Bun, era plotul tău, nu știu de ce ți l-a luat Luca și l-a dat altcuiva. Aici vezi, ai dreptate. Vezi, Luca... Dar nu știu, a fost Luca cam... parcă... A fost... Parcă joacă așa, cam la două capete și Luca, nu știu, așa da, mi se pare. Bă, Luca gen nu prea e o persoană bună în ultimul timp. Văd așa că de când a intrat la primărie face ce vrea, dar trebuie să vorbim cu ei și zicem, băi, ce faci mă acolo? L-a se luat valul, că... efectiv. Să știi, să știi. Oh? Ia upă cineva. Ia, 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 ia. Da, cred că suntem bine. Știi că data trecută ai ciordit niște obiecte? A ciordit, ia auzi. Ce-a făcut, mă? Ia. Ia că investighezi, ia, vorbește tu cu motivare, Ping, mă duc să investighez. Da? Bun, Rodby... Au plecat ca să... Bun, Rodby, înțelege că dacă intri în gruparea asta, niciodată nu trebuie să spui absolut nimic de ea și să te comporți perfect normal în oraș cu membrii grupării, dar avem evenimente pe care le facem împreună și okay. O să-ți povestesc despre un următor eveniment pe care vreau să-l fac când se întoarce Ganicus. Deci zi, te bagi sau nu te bagi? Da, sunt... Sunt efectiv cu picioarele în apă. Ești cu picioarele în apă. Ce înseamnă sunt asta? Sunt capibara, iubesc apă, adică da, doresc. Bun, fii atent. Deci dacă intri, o să fii pe felie foarte bună cu primarul, că și el e în grupare. O să te înțelegi foarte bine cu Carina, cu Ganicus și cu mine. Și practic, noi între noi suntem mai blânzi unii cu alții. Știi, uite, o să domnul te... Domnul primar, normal. Foarte mult. Știu, dar trebuie să-l iert și acum dacă o să intri în grupare o să fie mult mai drăguț cu tine și mai sper permisiv. Sper să fie, pentru că mi-a făcut numai probleme, din cauza lui am ajuns aici. Bine, și tu te-ai... Mă, n-ai luat-o la bătaie pe Alexa sau ceva de față pentru cu poliția? Că da, pentru că da. Eu nu știam de ce e în casa mea, eu știam că e casa mea acolo, mă înțelegi și pe bă, mine? Da, te înțeleg și pe tine, totuși ce trebuia să o iei și tu mai ușurel. Și m-am simțit exact. într-o capcană, pentru că m-a dus la pușcărie femeia aia. Mă, da, ești un capibara puternic, da, frumos, plin de mușchi și gen ai luat-o la bătaie. Pur și simplu, așa, ce credeai că o să se întâmple? Că o să riposteze și o să fie o luptă egală? O să-i cânt capibara și o să-i treacă. Bine, deci o să vrem să-ți ceri oricum scuze de la ea, pentru că noi aici în mafia, gruparea / secta castraveților suntem desigur, cum îi zice, niște oameni foarte buni. Da, 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 da. O să-mi cer scuze, dar o să-mi dau una la ficat. Hai să mergem, până dai, la... Nu, Rodby, nu. Tu n-ai înțeles că nu dai. Nu dai absolut nimic. Au. Mă scuzați. Uite, tocmai a dat una la ficat. Ușa e blocată. Domn Ganicus, da. Hai să-i scoatem pe ăștia afară din biserica noastră. Să-i gonim de acolo. Ce... Vreau să mergem exact la portalul de Nether, pentru că unde se putea ascunde mai bine decât acolo. Uite, avem oameni noi. Da, vreau să merg la biserică să mă spovedesc. Aveți careva avana în apură? Da, haideți. Hai, intră aici, Rodby. Așa. Așa, au băgat ceva în cutia milei? N-au băgat nimic, frate, n-are nimeni milă. Rodby, intră în apa asta. Intră în apa aia. Iar mă botez. Așteaptă acolo. Nu, du-te în jos, bine. fără shift. Bă, eu am intrat cu shift, să știi. Păi, Rodby, du-te în jos. Mi-e rău. Du-te, mă, în jos. Animalule, vino încoace, te trag de picioare, haide. Hai, lasă-te în jos, haide, te trag de picioare. Hai, mă, mai repede, că vin ăia, mă. Dar du-te spre astea. Intră-mă aici. Dă-te să cobor, Rodby. Coboară-mă și tu, mă. Nu mai ține shift-ul. Bă, eu cred că nu vreau să-l mai băgăm, mă. Coboară-mă. Păi uite, Nu, cred că mai băgăm Ping, dacă pe o scară nu intră și el nu poate ajuta. Du-te mai așa, du-te mai la dreapta ta. Ieșiți afară, că vină și ieșiți afară. Ieșiți afară.
Tu rămâi acolo, Robi, rămâi acolo că deja ai... Doamne, nu mai pot, îl bat, îl ciobăgesc. Îl omor, îl omor. Așteaptă să-i gonim pe ăștia dacă e ceva. Nu vin încoace, nu? Nu știu, stau tot acolo afară și se uită încoace parcă. Avem să tragem o draperie aici, mă? Hai că pleacă. Nu, nu, vă că n-avem, vă că sunt la benzinărie. Ia, ia, dacă blochez eu aici intrarea. Ce uză? Ia, ia. Păcănele. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Fie împărăția ta. Facă-se. Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele. Gata. Stai așa, că stopăm aici ferestrele, e ok? Gata, că au plecat, Pink. Vezi că sunt în partea asta altă acum. Ok. Bă, dar trebuie să fim foarte atenți. Dacă îi auzim, trebuie să tăcem din gură, că o să ne audă și o să vină să investigheze. Ai auzit, Rodby? Aulă, fii atent unde îl găsim. Rodby. La stânga, îl găsim la păcănea. Nu pot să cred. Salut, băieți! Salut! N-ați văzut nimic. Eram sigur că acolo te găsim. Avem păcănele. Rodby, dacă mă crezi, le-am adus special pentru tine pe alea. Mă bucur că avem păcănele. Dar cum funcționează Pinca? Parcă aș vrea și eu să bag. nu știu, sincer. Se selectează niște chestii pe aici. Stai puțin, Rodby, stai puțin. Da? Nu mai sunt polițist. Care polițist? Bun. Îmi dă și un pic bulanul. Rodby, lasă bulanul, hai să-ți prezentăm. Deci aici este baza noastră secretă, da? Nimeni nu știe că e aici, da. Ok, bun. Aici este sala de ședințe. Acolo e scaunul pe care stă ăla care poartă ședința. Aici sunt niște scaune să stea oamenii. Iar aici este sala de zi. De alea. Ritualuri, exact, bravo, Ganicus. Ritualurile, bun. Fii atent cum funcționează inițierea în secta castraveților. E nevoie de 3 oameni, da? Și ăștia 3 oameni trebuie să aibă o armă periculoasă la ei. Ai o armă periculoasă, Rodby? Da. Ok, ce ai? Arată să vedem. Grata de KFC. Poți da, e destul de periculos, da. KFC-ul, da. Gani, tu ai ceva? Da. Ceva periculos la mine? Am sau ceva și mai periculos astea pentru copii. Nu vrem să... Nu. O foarfecă. Ia-o de aici. Scoate mă aia de acolo din mână, hai. Așa. Carte, nu, asta nu e periculoasă. Bă, trebuie să fie ceva gen să ne... Cărțile mele m-au speriat pe mine. Bă, trebuie să ne lovească. Da, bine, hai cu pistolul, Rodby, dacă n-ai o sabie. Dă-mi pistolul. Ce vrei, mă, cu pistolul? Vrei să-ți-l dau ție? Nu am încredere în tine. Dă-mi, că nu sunt prea mic, suntem în aceeași sectă. Pink? Păi nu suntem încă, trebuie să faci inițierea, Rodby, și să depui jurământul. Trebuie să aveți încredere în mine. Dă-i cu toporul, hai, fă cu toporul, hai. Bine, cu toporul o să dea. Bun, fii atent, Rodby, vino aici. Vino aici pe partea cealaltă, la celelalte lumânări, iar Ganicus între noi, acolo, bravo, Ganicus, bun. Și-l bat pe Ganicus? Nu, fii atent cum funcționează. Rodby. Da. Ești de acord să depui jurământ sectei castraveților? Desigur. Ești de acord să faci lucruri cât mai bune în oraș pentru cei din oraș mereu și cei din jurul tău? Cel mai bun om pe care le cunoști. Ești de acord să fii corupt cu cei din mafia castraveților și să îi favorizezi în orice ipostază s-ar afla? Oricând, pentru frații mei. Ești de acord să pui castraveți în ramă, în locuri mai suspecte? Mereu am vrut să pun niște castraveți în ramă. Bine, Rodby. Bun. Fii atent cum facem. Eu îți dau una, tu îi dai una lui Ganicus și Ganicus îmi dă mie una. Ai viață? Nu mor. Da, sunt full. Încă am viață. Așa, Ganicus dă-mi și mie una. Mamă, câta hemoroare. Bun. Acum, Ganicus, tu cântă melodia de la Halo în timp ce Rodby pupă castraveții aia doi. Hai, Rodby, pupă-i. Cântă, Ganicus. Ave Maria. Nu așa, Rodby, uite așa. Hai, vreau să te aud cum îi săruți pasional. Pupă-i. Pupă-i. Ave Maria. Ave Maria. Așa, mă pupă și pe mine. Ne pupăm tot. Bun. Asta e o zi mai ciudată în... Bun, Rodby. Așa facem aici. Pentru că ai intrat în mafia castraveților, obligatoriu trebuie să-ți dăm niște recuzită.
Nu avem, nu avem niște rame, dar avem 105 castraveți pentru tine. Păstrează-i că o să ai nevoie de ei. Da, și gen îndreaptă și tu castraveții ăștia. Poftim toporul. Te bat. Început ploaia afară. Bun. Hai să ieșim afară, Rodby. Și înțelege că de acum tu practic faci parte din mafia castraveților, da? Ieși repede, ieși repede, ieși. Bun. Bă, sincer, cred că ar trebui să lăsăm geamurile acoperite o vreme. Sincer, da. Dacă nu știm cine mai vine pe aici, o să punem noi sticla aia înapoi acolo. Ar fi o idee mai bună. Bun. Haideți la mine acasă să vă explic ce o să se întâmple undeva în câteva zile. Iar blănița mea este foarte sensibilă la... De ce nu-ți... Cum e insensibilă? Capibara nu stau în apă 24 de ore din 7 sau ceva? Da, dar vrem să stăm în apă, nu să fim ploați, să avem... Capibarele totuși te au blănița asta hidrofobă, așa? Vreau să-ți fac cadou tractorul meu, Coștini. Tractorul? Mamă, de când am dorit tractorul tău? Salutare! Salutare! Mamă, de când am dorit un tractor? Păi, și-ați cu tractoare, după ce vorbim aici, Ganicu, să te îmbraci în poliție, să mergem să-i întrebăm, au zis, știi, ceva de animalele furate, că s-au furat multe chestii. Au spus ceva de ciordit, eu am auzit. Bun, fiți atenți, luați un loc aici la masă cu chestia parfumată și... Ganicu se uită la porc. Da, ăla e porcul meu care stă pe scară. Aaa, să-ți mai zic, Ganicus, că mi-a dispărut un câine și încă nu l-am găsit. Câinele... Trebuie să investigăm chestia asta. Bun, fiți atenți. Deci, în momentul ăsta suntem 5 oameni în secta castraveților și mă gândeam așa, o să cumpărăm de la Nocivanu 5 măști de alea de hoți. Ne vom costuma cu toții într-un outfit specific mafiei castraveților. Mă gândeam, poate să facem un castravete sau ceva pe costumații. Să avem toți o uniformă și cu chestia aia pe cap, da? Și ideea e că o să mergem toți 5 pe furiș și mergem, atacăm pe cineva, îl lovim cu niște castraveți, după care îi aruncăm diamante și fugim. Ce ziceți? O să fie... Mi se pare o idee foarte bună. Ați văzut pe internet clipul ăla când iese unii îmbrăcați în Mickey Mouse și în Pikachu dintr-o dubă și, like, nu știu, da, se dau jos la unul și apoi genul sărută pasional sau ceva, like, exact. Da, țin minte. Ceva de genul vreau să facem noi cu mafia. Înțelegi? Vrem să facem... Da, Rodby, trebuie să te duci la muncă, să faci rost de niște bani, să le dăm câte ceva, păi doar nu... Îi luăm așa la bătaie cu castraveții și după aia... Bat, dacă voi. Nu, trebuie să le faci cadouri, trebuie să fii o persoană bună în mafie, Rodby, ai uitat? Păi ia-s o persoană bună că îi bat ca să-i trezi la realitate. Da, aia, cred că gen... Nu merge așa. Nu e bine, dar asta o să facem undeva pe bine, săptămâna să viitoare. Două diamante. Vedeți că acum și începe concursul de cosplay. Rodby, o să te poți costuma în altceva, dar ideea e că trebuie să ai capul vreau de capibara. Vreau să mă dai cu avionul. Nu, e de o singură persoană, Rodby, și n-ai permis. Bun, plus, da. Gani, hai să mergem la ăștia să întrebăm dacă știu ceva de porcul meu care a dispărut. Bine, ia, sapă și sub ăstea. Bă, ce faceți, mă, acolo? Alo. Stai, l-am văzut pe ăsta alb-negru, l-am văzut cum distrugea pe aici terenul public. Oh, bă, relaxați-vă. Ce aveți de spus în privința asta? Nimic, pur și simplu am verificat ce e cu X-ul ăsta. Păi și e normal să spargeți... Ce e ilegal să sapi la X? E ilegal să sapi pe domeniul public. Păi distrugi domeniul public, are de date, domnul Coștin. Uite, punem înapoi Coștini, dăm blocurile, așa. Da, și din chest câți bani ai luat, Ovidiu? Ia zi. N-am luat nimic din niciun chest, cum adică? Hai mă, Ovidiu, știu ce era aici în chest. Era col. Nu, era 100 de năsoși în chestul ăla, nu-i așa, Ovidiu? Nu e adevărat, nu. No, erau. Coștini, era ceva în chest? Eu n-am văzut nimic, sincer. Păi că i-a furat repede Ovidiu. Un Ovidiu, haideți, sincer, scoateți buzunarele, scoateți tot ce aveți erau de buzunar. Erau într-adevăr 100 de năsoși în chest. Ți-am zis eu. Păi și haide, păi bagă-i înapoi aici. Păi de ce? E ilegal? Bagă-i înapoi aici. Este ce, mă, bun frate? Însușit, că dacă găsești bani pe stradă, tu nu trebuie să te duci Da, trebuie să-i duci la poliție. Trebuie să-i duci la poliție, așa că dă-mi mie să-i duc la poliție. Hai la poliție, hai. Aș merge la sediu, nu aici, că n-am încredere. Wow, n-ai încredere în domnul polițist. Ia uite pe unde trece strada, domnul polițist.
Ce să mai zic? Păi bă, are voie la... Are voie, mă, pe la colțul străzii, da? Sunt în misiune, oricum, sunt în misiune. La mijlocul giratoriului. La colțul giratoriului. Da, 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 uite, încerci pe aici. Fură-și de aici ceva. Mamă. Domnul video, dar oricum eram în misiune, deci nu știu despre ce tot păi și aici. Sper că îi găsiți... Zic că merită și amende pentru că n-a spus că... Amende că am găsit bani și returnez poliției. Da, că nu era dați bănuții aici, dați bănuții aici. Stai așa că e un scandal mare aici, nu înțeleg. Ia uite aici. Dă-te de aici, dă-te de aici, Rodby. Uite aici, suta de năsoși. Vreau să... Zic că dacă tot ai ajuns aici, să faci declarație. Da, 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 ar fi cazul. Ce declarație, mă, video, că voiam și eu să te întreb ceva. Da, am o mică mare problemă. Toate mașinile mele erau în casă și pe casă și în piscină. Știți cumva ce s-a întâmplat? N-am nici cea mai mică idee. Păi trebuie să găsim făptașul, nu? Păi aveți ceva dovezi? Știți, aveți așa vreo bănuială ceva? Din păcate chiar nu am, nu știu, l-am întrebat și pe Coștini. Ia zi, Marius. Da, știi care e chestia cu bănuiele așa, fără dovezi, nu prea merge. Păi da, asta e faza, da, că nu era sub dovezi, dar bănuieri, eu bănuiesc pe cineva. De-aia avem polițiști ca lumea, ca să-și facă treaba, nu? Păi, păi da, eu nu știu, eu nu bănuiesc pe nimeni. Da, da, chestia e, vreau să-l au pe Costin, ia pe cine bănuiești tu, dragul eu meu. Eu bănuiesc capibara asta ciudată, cu mânuțele alea mici, cred că a luat tot. N-are cum, n-are cum că a fost la pârnaie până acum. Da. A fost la capibara pușcăria, da, fugiți! Da, vedeți că e foarte periculos. Auziți... Tocmai v-am zis că nu inspiră încredere. Auziți, păi Ovidiu, da, Ovidiu Marius... A fost acolo jos la carcere, da, 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 și n-avea cum să fie el. Puteți să luați un loc aici, că am și o chestie să vă întreb. Da, sigur, sigur. Marius, ia și tu un loc acolo. Ca domnul Anaf sau domnul Ping? Nu, aici stau eu. Ca... Vorbim cu domnul Anaf sau domnul Ping? Ca domnul care trebuie să facă o plângere. Deci domnul polițist Ganicus. Plângere? Așa. Nu e așa că și dumneavoastră vi s-a furat ceva acum câteva zile? Mă, da, parcă am observat da, că chiar și mie, am uitat ceva asta. Din fața casei. Și ție, Ovidule, și ție, Marius Costin, i-a zis, s-a furat și ție ceva, nu? Mie mi-a fost explodată casa! Aia e altceva, aia e altceva. E altceva. Da, într-adevăr și eu am avut parte de un fur și am uitat să zic. Ai uitat să zici. Da, păi nu a fost atât de important până la urmă. Mi s-a furat totemul. Ce să fac cu totemul? N-am nimic ce face cu el. Ce să zic acum, dacă n-ați venit în primele 48 de ore de la furt, n-am ce să vă fac, sincer. Da, nu vreau neapărat să-l recuperez, dar am zis că fapt divers. Așa. Bă, mă uitam eu la Ana și ai sărutat-o în fața mea. Da, de față cu noi. Mama, acum da, aolo. Gata, avem acum o relație publică, ce da, să facem. Da, totuși, mai? Nu chiar de uite, față. Uite, acum cu Ana noi. Și cu Flavia, gen, sunt prietene foarte da. Bune. Da, domnul Ping, bun. Ce problemă aveți? Problemă? Ce vi s-a furat? Bă, ce s-a întâmplat? Deci o să vă zic sincer, un alt concetățean care a fost relativ aproape de voi a auzit o chestie, cum șușoteați și chicoteați acum câteva zile și vă întrebați ce să furați de la cineva din oraș. Noi, și gen, exact, domnule Ovidiu, acum nu știu, voi ziceți no. Că... Ia, vină puțin, Ganicu, să zic cine i-a auzit ca să considerăm împreună dacă e o persoană de încredere sau nu. Ce să ne audă că n-am făcut nimic? Noi de când am mai vorbit? Așa. Noi, nu știu, capibara. Ceva nu i-a văzut pe ăștia doi. Mă, capibara, ești mai ciudați. Cum să pui lângă noi pe ăsta, mă? Nu suntem mai ciudați. Sunteți destul de ciudați. Așa, așa. Da, da, domnul deci, un pic ciudat. Domnul respectiv mie mi-a zis că v-a văzut dând târcoale prin oraș și încercând să găsiți lucruri inedite pe care să le furați. Și mie mi s-a furat, și cred că dumneavoastră ați fost cei cu pricina, mi s-a furat porcul carburator din nou. Păi nu putem merge pe bănuiel, domnul Pink. Deci înseamnă că eu m-am eu furat singur, să înțeleg. Nu mănânc porc. Păi exact, gândește-te, e crima păi perfectă. Asta e și ideea, asta e și ideea, ca să pari inocent. Păi și de unde exact. Până unde? Și eu vă zic acum, domnul polițai, că am auzit eu pe cineva, că mi-a zis Pinco, a furat ceva. Păi da, cine e acel deci cineva? Deci nu merge pe bănuie. Du-te zi lui Ganicus și poate să vină și el la declarații, că eu i-am zis lui Ganicus deci cine mi-a zis. Deci domnul Ganicus, Marius Coștini, mi-a spus că l-a văzut într-o seară pe Hate Pink furând chestii din oraș. Dar știți care e chestia, domnul Ovidiu? Având da. În vedere faptul că v-ați însușit acei 100 de nosoși și dacă noi nu veneam, nu-i adevărat. Coștini zi de nu am zis să mergem la, la poliție. Nu spune că veneam la poliție să-i în declare. În secunda în care am luat hai deja venea, acesta, ești nebun. N-am avut timp să respir. Mm-hmm, da, nu știu ce să zic. Mereu când faci bine, ești văzut rău. Capibara, da,
simte doi mincinoși care lucrează împreună. Bine, deocamdată... Da, Danicus cu Pink, într-adevăr. Nu, deocamdată... Boară urâtă. Eu ce zic e că domnul Ovidiu și Marius o să fie liberi, poate eventual continuă cercetarea în libertate. Exact, știi care e chestia? Că n-avem niciun... Da, vă pot cerceta în libertate, adică nu e problema de asta, dar chestia e că n-avem de astea zi dovezi. O să aducem martorul ăla de care ți-am zis, Ganicus. O să ți aduc martorul. Dacă aduci martorul acela, chiar domnul acela martor. Știu că n-am făcut nimic. Putem să rezolvăm cumva. O fi vreun dușman vrea să răzbune pentru ceva. Bă, nu știu. Că veni vorba, mie mi s-a furat și câinele, domnule Ganicus. Și între noi fie vorba. Toată ziua vi se fură ceva. Deci non-stop mi se fură animale. Dacă dispare ceva din grădina zoo, eu îi dau foc la tot, gen. Nu mai țin animale și gata. Păi, nu nebunesc. Eu ce să zic, uite, ați avut un tigru la zoo, sunteți conștient de asta, nu? Da, și am dat 50 de năsoși și a stat 10 secunde și a plecat. Nu l-am mai văzut și de atunci. Și ieși din grădină. Deci ce poate să însemne asta? Legat de porc, ce ați mai zis? Fraudă, ai tras o fraudă, Marius Costin. Da, domnule Coștini, ați făcut fraudă. Nu, de fapt... Un pic, dar nu mult, că din când în când mă mai duc pe acolo, adică nu... Mai trecem în vizită, am înțeles. Ați spus că vă lipsesc animale și Marius Costin este tigru. Ce face un tigru? Bă, lipsesc animale... Ce face un tigru? Stă... Mănâncă carne. Păi mănâncă carne gătită, doar nu le mănâncă așa. E, gătită, carne de capibara. Uaule, hopa. Capibara. Vine puțin. Lasă-l vă în pace, bă. Da, cred că am rezolvat treaba cu animalele. Da, chestia este următoarea. Domnul Ovidiu și domnul Coștini, sunteți urmăriți în libertate și când o să de vină... De la mine aici, luat-l de aici. Și când o să vină, când o să vină acel domn de care mi-a spus domnul la Hate Pink, o să vă caut și o să vorbim, da? Da, cu cea mai mare plăcere, aștept dovezile care nu există, să vedem. Abia aștept să găsim și noi făptașul. Poate recuperăm și totemul ăla până la urmă. Da, sigur, păi asta e și ideea, poate recuperez și eu coșurile de gunoi, am impresia. Și sper că o să găsiți și cine a pierdut aia 100 de năsoși. Sper că nu-i trageți pe stânga. Noi tragem pe stânga, că rămân pe dreapta. Aici sunt în cestul ăsta. Doar pe dreapta. Deci uite-te și tu, Coștini, cu ce poliția ai vorbim noi. Cine le cercetează pe noi? Știi care e chestia? Rămân aici pe dreapta, dar nu sunt ai mei. Eu nu pot să mă duc acum să-i trag pe dreapta și să-i folosesc eu. Da. Dacă... Lasă că o să dacă ajute nu vin să oamenii, dacă nu vin oamenii să-l să-și recupereze. Stai, nu zici cumva pincă el i-a pus? Ce să pun? Banii ăia. Nu, eu am zis doar că știu cine i-a pus. Ok. Cine i-a? Păi atunci ajută-l pe polițai, ce facem? Păi stai, domnul Garnicus, vrei să știi cine a pus ăia acolo? Păi logic, să-i dea înapoi. Ar trebui să, într-un fel ar trebui să știm să... Ia, vină puțin să zic. Păi nu știu dacă... Unde-i totemul ăla? Cu ăla l-am cumpărat cu 200 de năsoși de la Nocivano acum ceva timp. Sigur ăla e? Ăsta e, scrie numele meu pe el, ia uite, Totemul Van Dying. Bine. Nu, că mi l-a dat, cum, bun, Nocivano nu are casă de marcat. Lucrează la negru. Păi ar trebui să facem o intervenție și la Nocivano, doamne câte nereguli, n-am văzut. Da, ia, veniți puțin aici la colț să vă zic cine a pus banii aia. Pleacă mă, rotbi de aici. Pleacă de aici. Canicus, tot Nocivano, a pus banii. Pleacă mă mai încolo mă să n-auzi. Mă mai încolo mă. De ce să n-au? Nu înțeleg ce ne ascundem aici. E public. Păi poate nu vreau să știi cine a pus aia acolo. Poate nu vreau să... Adică da, pămâne. Am înțeles, am înțeles. Ce-i cu... Bă, ce-i mă cu masca aia? Nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic. Da, masca jos. Aici mă, am. Pentru ce vă folosiți, la ce folosiți masca aia, având în vedere că noi nu suntem o stațiune de schi aici? Chiar vreți să vă spun... Cred că de la Halloween eu rămas sincer. Puteți veni, dar puteți lua și capibara cu noi, gen... Bă, tu... Să vă explic aici în spate. Rodby, tu stai aici, că domnul Marius Coștini cred că vrea să... Da, e un pic nebun, Marius Coștini. Să facă friptură din tine. Da, un pic. Chiar vreți să vă explic. Da, spune, haide să te aud. Deci de când cu melodia aia, cu capibara, cu capipalpi cu astea... am cam fantezie așa cu capibare și te rog eu frumos să lași în pace. Ce faci ăștia acolo? Da, sunt un tigru. Bă, nu știu. Cu nevoi. Da, am înțeles, dar te rog eu frumos să lași în pace. Ce face, mă? Bine, promit că azi îl las, dar de mâine nu vorbește știu. Vorbește cu prietenul. Ce face? Ce faceți? Nu voi, să fiu agresiv sau ceva, dar o să încerc să înțeleg. Da. Vezi ce faci, că eu sunt cu ochii pe tine, da? Sigur, nicio problemă. Da, domnule Rod, eu zic să aveți grijă la domnul Coștini, că vrea să vă mănânce. Da, o să am grijă. Probabil că o să-mi iau o armă sau ceva de genul caz de se apropie de mine.
Păi și tine aveți grijă. Rodby, stai acolo, stai mai așa. Nici nu mă ating. Vezi că e încărcat. Vreau un ordin de restricție împotriva lui, vă rog, că eu o să-l facem și pe ăla, dar n-am cum să-l fac dacă nu ți-a făcut nimica. Bine, domnul polițai, să înțeleg că suntem liberi. Da, sunteți liberi, dar sunteți sub ochiul legii în momentul de față. Da, nu deci aveți grijă ce faceți. Deci nu am făcut absolut nimic, o consider abuz în momentul ăsta. Bă, dar nu te mai... Bă, deci atât de multă panoramă faci. Abuz. Vă rog să eliberați. E incredibil așa ceva. Mereu eu-s vinovat pentru toate furturile și de fapt n-am făcut nimic. Tu nu mi-ai furat toată porcul la un moment dat, mă? Gata, vă rog, gata. Domnule Ovidiu, gata, țanul. N-am fost, eu o diversiune de fapt. Hai că am luat bani ca să par eu vinovat atunci. Hai că nu te cred, da, lasă să zice. Haide că vedem, hai că vedem. Scurat ca lacrima, despre ce vorbim. Păi unde mergem? Da. Nu, tu vrei să vii cu mine, poți să vii cu mine. Nu, eu zic să-ți vezi treaba ta, Rodby. Auzi, Rodby, hai încoace că e tot... Tot ne înțelegem noi foarte bine cu Luca, trebuie să vedem dacă reușim să-ți găsim un loc unde ai putea să stai, că tu practic ai rămas acum fără plot, nu? Fără casă, sunt homeless. Ești homeless. Bă... Da, pe aici... Am putea să... Ploturi. Da, chiar nu mai sunt. Problema e următoarea, că noi îl avem pe X-Lader, domnul X-Lader, dar el n-a mai intrat de mult și nu știu, trebuie să vorbim, să vedem dacă se mai întoarce, că dacă noi radem cu buldozerul plotul și îl dăm lui... Da, am putea să facem o chestie din asta, să știi. Dacă vezi asta, îmi datorez 10 năsoși. E un chest gol. Aici e casa cu ea asta de aici. Asta e a lui X-Lader. Aha, nici n-a intrat să-și ia salariu, okay. Sapă sub garaj. Sincer, opa. Ia ce scrie aici, 10 năsuri să se pierde buton buletinul pe viață. Ia fura, uite, în celălalt chest e buletinul lui X-Lader. What? Wow. Da, cred că genul... Să acoperim aici, eu zic să acoperim aici, nu știu, ar trebui să-mi iau o bandă din aia de la poliție, să pun aici, da, cu atenție și din astea. Aici, cred că aici sunt niște probe pentru hoții aia care... Da, sunt aceiași hoți care mi-au furat mie porcul, a.k.a. Marius Costin și Ovidiu. Marius Costin pare dubios. Dacă veniți puțin pe la mine, am impresia că și eu am ceva de genul în casă. Nu putem să venim cu niște amprente, ceva? N-am la mine, nu știu, domnul primar nu mi-a dat echipamentată de perfumat. Păi da, concurat domnul primar Luca Luc. Uite, vedeți, uite, sapă sub Bebe Zăsami. Mi-aduc aminte, păi Bebe Zăsami e... Ia uite, aveți grijă. Opa. Fugiți de aici, că s-a pus o capcană. Mamă, deci a venit cineva, mi-a pus capcană și în casă, stai așa. Aolo. Mă, dă-i mișto capcana asta. Da. E chiar mișto, nu-ți dai seama de ce... Foarte frumos. E un geniu destul de bun la capcane ăsta care a făcut. Da. Da. Păi o să vorbesc cu Nocivanu și poate să vină să dea niște declarații și eventual o să spună și el tot ce știe despre... Stai să curățăm și noi astea, dacă nu mai e salariu. Să spună tot ce știe despre faptul că și mie mi-a dispărut câinele. Trebuie să fie și acolo o anchetă, dar să vedem ce reiese. Avem multă treabă în puii mei, nu vezi? Da, și o să, uite, Rodby pentru tine, dacă tot suntem cu toții în mafia castraveților, vorbesc eu în seara asta cu Luca, o să îți facem un nou teren și ți-l dăm și te apuci de treabă, da? Deci chiar am nevoie de un nou teren, uitați-vă și noastră, stau pe străzi, mi se pare frumos? Nu e frumos, Rodby, dar ce să și facem? Dar lasă-ți, am zis, acum dacă ești în mafie, unul pentru toți și toți pentru unul, Rodby, m-ai înțeles? Dacă nu-l dăm afară pe domnul primar și îl executăm. Nu, bă, tu nu înțelegi că e de-a nostru, e cam leneș, dar... Da, uite, e acolo. Bun. Bine, hai că v-am lăsat. Mă duc să mă mulțesc urșii panda și dacă nu îmi dă un urs maro, îi eliberez pe toți. Eu mor pe toți. Nu, e... Și vrei și mie unul. Vrei ce? Un urs panda normal? Da. Un năsos te costă. Nu mai vreau urși. Bine, hai. Bine, domnule Pink, vă salut. Hai, să rămână domnul Ganicus și pașpa, Rodby. Bun, hai să mergem la, cum îi zice... Ce sunt, mă, astea? O ventilatoare. Să-mi le fie cald la urși panda. Hai să mergem la ferma mea de urși panda, pentru că dacă astăzi nu reușesc să fac rost dintr-o singură încercare, adică mai multe încercări, dar o singură tură de hrănit urși panda, de un urs panda maro legendar, o să îi omor pe toți în afară de doi sau ceva de genul. Bun, hai să vedem ăștia îi lăsăm aici.
cușca mea cu urși panda este fix acolo, oameni buni. După cum spuneam, vreau să facem o chestie de genul. Vreau să ne strângem toți din mafia castraveților și să atacăm oameni random din oraș. Le dăm 2-3 perechi de castraveți peste ceafă, după care le aruncăm diamante și fugim și nu zicem absolut nimic, gen. O să fim like super ultra mega mega tăcuți. Hai mă cu ursul panda maro, te rog, te rog. Sunt toți negri. Sunt toți negri. Mai e unul acolo? Cred că mai... Da, cred că gen e tot negru. Bun, ei bine, jocul ăsta este o dezamăgire. Și o să-mi ia încă like 10 ani până fac rost de un urs panda maro legendar. De asemenea, mai trebuie niște... Mă, ce Dumnezeu, nu era un animal acolo? Poate mă înșel eu. De asemenea, ne mai trebuie niște țestoase, oameni buni, și vedem ce mai aducem la grădina zoo, dar deocamdată avem alte lucruri pe cap. Ne lipsește Insanity Tractor și avem și multe alte chestii de care suntem foarte pasionați. Nu știu exact ce, dar când aflu vă spun.